Capitolul 3. Întâmplări neprevăzute Anchetatorul introduce paginile bătute la mașină într-un dosar nou, scrise cu litere citețe, numărul 2985 pe 76, Olga Tudor, articolul 257, cod penal. Înșurubă capacul stiloului, anunțând sec. Sunteți arestată! Bătrâna se ridică în picioare cu mâinile încleștate pe poșetă, încercă să spună ceva, apoi renunță. Se răsuci brusc și ieși escortată de subofițerul de pază. Anchetatorul trase sertarul biroului, își scoase pachetul cu mâncare, a zvârli hârtiile grase la coș și mușcă din tartina cu șuncă. Hmm, oameni bătrâni și nu-și văd de rămatisme, trafic de influență, scapă cu un an. La 27 noiembrie, Ned Morton se înscrisă sub același nume în registrele Hotelului Intercontinental din București. Se interesă la recepție cum poate închiria un turism, primi o harta orașului și cheia 1711 și, aruncând o privire pătrunzătoare în jur, se îndreptă spre lift. Câțiva francezi, foarte siguri de ei, subțiri cu nasuri proeminente, acuzând o nepăsare vestimentară plină de șic, pierdeau vremea în holul elegant cu ziduri aurii. O blondă clasică împacheta în spatele unui birou un obiect ciudat din lemn. Italianul grăsuț, în par de siu cireșiu, se aplecase mult înainte. Vorbea repede cu un zâmbet și o expresie fără dubii. Ușile ascensorului alunecară, coborâ o femeie cândva superbă. Morton aprecie cu un ochi sigur cerceii și broșa de safire. În lift, o uită. Venise pentru ceva mai bun. Ned își glanul și inspectă o daia confortabilă, cu debarale încăpătoare, un perete de oglinzi, mobile practice și moderne. De la fereastra etajului 17, Bucureștiului trimitea o imagine curioasă. Încercă să facă o apropiere cu capitalele europene pe care le cunoștea, dar nu găsi nimic satisfăcător. Observă câtva timp traficul din piața universității, îl miră lipsa reclamelor luminoase pentru un produs sau altul. În timp ce își scotea lucrurile din valiză, rememoră cele două adrese. Olga Tudor, fosta soție a lui Popa, strada Atena 69C și cealaltă oferită de Dan, la care urma să apeleze în situații extreme. Emilia Plopeanu, Bulevardul Macaralei hotără să ia contact în aceeași seară cu Olga Tudor și telefonă la recepție interesându-se de turism și dacă ar putea obține un buchet de flori. Intră în baie, își învioră obrazul bine cu apă de colonie, trecu pieptenele prin părul des, blond, cenușiu, luă o cămașă proaspătă și altă cravată, apoi se întoarce în odaie și desfășură harta pe pat. Reperă ușor strada Atena și își spuse că o despar doar 10 minute de hotel coborâ din nou un hol, i se înmânară cheile mașinii, un Renault albastru și un buchet de garoafe. Înainte de a porni motorul, ne privi ceasul. Se afla de două ore și jumătate în București. Era o clădire ciudată, fără etaj, cu ferestre înalte, înzorzonate care îi aminteau de micile orașe de provincie din Franța. Pe pervas pe per se sărau un ghiveci cu frunze groase, mustoase și un pachet învelit în jurnal. Morton așteptă să treacă autobuzul roșu, se asigură încă o dată că n-a fost urmărit și parcă în fața casei. Îi deschise un bătrân îmbrăcat într-o vestă cărămizie. Cam așa cu pătrățele era încheiată până la ultimul nasture ținea ușa abia crăpată. Pe figura destul de distinsă se citea neliniște și o neîncredere caracteristică. La București, îi spuse Sedan, din zece inși, nouă pricep franceza, cu șapte o poți bâlbâi, cinci o vorbesc curent. Toată conversația lui Vidrașcu, își aminti amuzat net, e presărată de cifre, nu se poate exprima decât în procente. Arboră un zâmbet luminos. Bună seara! O caut pe doamna Olga Tudor, Cine ești dumneata? Mă numesc Morton. Trebuie să-i predau un mesaj din Paris. M-ar putea primi asta seară." Bătrânul ezită, apoi îi făcu loc să intre. De ce nu v-ați anunțat prin telefon?" Englezul păru grozav de stânjenit. Scuzați-mă, e o chestiune de câteva minute, iar mâine dimineață părăsesc orașul." Ciudat, nu ești francez." Ne trec florile în mâna cealaltă. Al dracului de neîncrezător." Sigur că nu. V-am spus, numele meu e Morton, locuiesc la Londra. Începus porovăia la băiatului cum se cade, încântat să facă un serviciu, avit de cunoștințe și impresii într-o țară străină. La Paris mă duc doar în interes de afaceri. O cunoștință, de fapt un prieten, a folosit prilejul și m-a rugat să îi îndeplinesc un comision. Sunt pentru prima oară la București, aveți un oraș frumos, domnule. Da, sigur, da, aranja nervos lucrurile pe masă. Ochelarii, un degetar, mosorul de ață, o gazetă, două ace de gămălie într-o scrumieră. mâna îi tremura. Cine-i persoana care v-a trimis?" net calculă rapid. Femeia nu e acasă. Ar fi apărut până acum. Tipul își țesea ceva singur. Și totuși nu e soțul ei. Nu s-a recăsătorit. Amant? Nu. No. Amanții au șaptezeci de ani doar la New York. Vecin? Mai degrabă o rudă. Văr cumnat, poate frate. Trebuie să-l fac să devină mai puțin prudent. Un nume cunoscut, chiar dacă ți-e dezagreabil, înseamnă mai mult decât unul complet străin. Inspiră cât de cât încredere. Prietenul meu, Popa, adică v-am mai spus, ne cunoaștem de mulți ani. Ah, făcu bătrânul, George, aș putea vorbi cu doamna? Ia loc. Închise televizorul. Se învârti fără rost prin odaia cu lucruri vechi, îndreptă rama unui tablou, în sfârșit se așeză la masa acoperită cu un covor roșu tocit. Nu, nu cred. Ce anume? Se interesa amabil englezul. Că ai putea vorbi cu ea. Bătrânul se ridică din nou și săltă un colț de perdea. Dădea impresia că supraveghează strada. Ce naiba se întâmplă? Se întrebă Ned. E casa filată? Îmi pare extrem de rău. Nu știu cum să procedez. Eu... Bătrânul vorbea în șoaptă. Sunt fratele ei, poți să-mi comunici mie. Morton zâmbi încurcat, scoase din buzunar un pachetel elegant legat cu o panglică argintie. N-ar fi mare lucru. Popa m-a rugat să-i predau acest flacon de parfum. Aveam însă un mesaj verbal extrem de important. Sunt fratele ei, repetă bătrânul. George ținea la mine. Vreau să zic neștim de tineri. Mă miră că nu ți-a vorbit. Nu există vreun motiv să nu ai încredere, nu înțeleg de ce nu pot discuta personal cu doamna Tudor. Mâinile bătrânului tremurau. Pe buze îi se ivi un zâmbet crispat. Un pic splesnit ieșea din buzunarul vestei. Vezi, tocmai asta e, aici. Nu poți, ce mai? Își ridică pleoapele scorțoase. Olga e închisă, au arestat-o. Când? Întrebă Ned încordat. Ieri, vezi, de-aia nu poți. George, știi, toată viața s-a gândit doar la el. Olga a suferit mult, să i spui că nu-i drept. De ce au arestat-o? Fleacuri, trafic de influență sunt nebuni. Nu vrei să-mi zici ce a... a zis George, doar dacă îmi va îngădui el, îi voi telefona. Îmi pare rău pentru doamna, o să vă mai caut. Bătrânul clătină capul. Ai, să mă cauți, știu eu. Salută Parisul, râ, pe proprietărea să o chema Madame Jacquard, să în vreo 50 de ani de atunci. Mi-ar plăcea să știu dacă mai există hotelul acela mic. Stai, nu ți-am spus strada. Care stradă, domnule? Întrebă Ned. Strada unde am locuit, am numărat odată câte străzi are viața mea. Morton se întoarse direct la hotel, cerucina în cameră și o sticlă de whisky. Reflectă intens. La nouă și jumătate se spală pe dinți, stinse lumina și a imediat. Se trezi prost dispusă, ca de obicei. Rămase în pat cu mâinile sub ceafă, privind cerul mohorât. Femeia de sus, grasă, cu obraji uleioși, de o familiaritate vulgară, bătea carnea. În fiecare duminică mănâncă șnițel. Alături, studentul cu privire tulbure dăduse drumul la magnetofon. Când o întâlnea pe palier, nu o saluta fluiera cu tașca spânzurată de umăr și se repeza pe scări. Evita ostentativ să ia liftul împreună. Pe buzele Emiliei Plopeanu se ivi un surâs plin de dispreț. Mă lasă rece! În apartamentul din dreapta, farmacistul făcea lecții cu fiosul. Duminică dimineața, la ora 10 fix, glasurile creșteau pe măsura minutelor consumate cu studiul. Boule, ți-am mai spus de o mie de ori că aceeași se scrie cu doi de E și I. Invectivele continuau. După cretinule, urma un pocnet surd și băiețașul începea să bâzâie. Emilia Plopeanu părăsi patul fără chef. Își puse de cafea și începuse de retice prin casă. Pe figura gălbuie, lipsită de farmec, stăruia expresia de plictiseală. O plictiseală mocnită, acră. Se mișca automat. Așternutul în ladă, cafeaua în ceașcă, ibricul sub robinet. Țigara, chibriturile, pieptenele și retul negru care îi strângea părul neîngrijit într-o coadă de cal, bluza, jacheta ieftină, paltonul, mult cenușiu, cafeniu, un ac de siguranță la fermoarul fustei, smulse din cuier plasa împletită, se asigură care cheile și trânti ușa în urma ei. Ned așteptă să-și termine cumpărăturile, o văzuse părăsind apartamentul și îi luase urma până la intrarea supermagazinului. Când ieși, plasa era plină cu portocale și cutii de conserve. Îl deruta înfățișarea Emiliei, o femeie urâtă care face tot ce-i stă în putință ca să fie și mai urâtă. Părul întins peste cap, trecut după urechi, atrăgea atenția asupra frunții prea bombate și a nasului prea lung, hainele păreau cumpărate la grămadă, fără nicio alegere. Morton observă că pe întreg itinerariul nu o salutase nimeni. La ieșirea din bloc, un vecin întorsese capul cu indiferență, în magazin, un magazin de cartier, unde clienții se cunosc, își zâmbesc, fac constatări banale în legătură cu vremea, rezultatele școlare ale copiilor, iar casierița rotofee, mereu bine dispusă, te felicită amabil că ai scăpat de gripă, Emilia trecuse neobservată. O acostă, prevenind-o imediat că e trimis de Dan Vidrașcu. Ned simțea instinctiv că face parte din categoria femeilor care preferă o atitudine directă. Emilia tresări și se uită în jur. O gospodină bătea pernele la fereastră, alta își bătea o la pragul blocului, un băiețaș în palton de blană trăgea de nasturi dolofani ca niște bulgări de zăpadă. Dan!" își umezi buzele informe. Va să zic că e la Paris. Cum se descurcă?" Englezul, ținând încă pălăria în mână, surâse. Aș prefera să discutăm undeva, având între noi o masă pe care să ne sprijinim coatele. Îl măsură rece, și Morton își spuse amuzat că prezența lui nu-i face nicio impresie. Ce naibă o fi interesând-o totuși? Urcă la mine, dar nu imediat, peste zece minute. De obicei nu primesc vizite și nu țin să atrag atenția. Etajul 4, apartamentul 46. Ned înclină capul, o așteaptă să intre și se îndreptă spre telefonul public din capătul aleii formă numărul Emiliei Plopeanu, ascultă primul tril și agăță receptorul în urechea de metal. ta ai telefonat din auri? Morton confirmă zâmbind. Îți era teamă să nu avertizezi miliția. Nu aveai niciun motiv. Deocamdată nu fac decât să-ți transmit salutări din partea unui prieten. Atunci? Am să-ți spun după ce mi-o oferi un scaun. O ajută să-și dezbrace paltonul. Buzele Emiliei se strâmbară disprețuitor. Sunt obișnuită să o fac singură. O, scuză-mă, și îl puse înapoi pe umeri. Nu cunosc obiceiurile. O cafea? N-ar însemna o plăcere pentru dumneata, așa că renunță. În ochii jucau sclipiri vesele și Emilia a început să râdă. Ai ghicit? Cred că te-am ghicit. Acum putem sta de vorbă prietenește. Depinde ce ai de gând să-mi propui. Ne distrecură o privire iute. Femeia avea o minte ascuțită. De ce crezi că e vorba despre o propunere?" Nimeni nu mă caută de dragul meu. Îl privi țintă cu o nuanță ușor jocoritoare. Dumitale spar simpatică? Englezul scutură vehement din cap. Dacă îi place să audă lucruri dezagreabile, n-are decât. N-aș susține-o fără a fi un mare mincinos. Emilia strânse și retul din păr. Dădea impresia că e încântată. Ce face Dan? Apropo, dacă ți-e mai la îndemână, poți vorbi engleza. Admirabil. Dan a pus mâna pe bani și luna viitoare pleacă în Canada. Din câte sunt informată, și pe acolo mișună poliția. A, în sfârșit, treaba lui. De ce te-a trimis la mine? Morton scoase pachetul de țigări. Îl oferi, dar femeia refuză. Spuse sec. Ca să mă ajuți, m-a asigurat că pot avea încredere de plină în dumneata. În ce sens? Dacă propunerea mea nu te interesează, cel puțin nu vei vorbi. Ai prevăzut, deși posibilitatea că nu voi fi de acord. Cam în proporție de 99%. Ce se va întâmpla atunci? Voi reține un bilet pentru prima cursă de avion București-Paris. Adică vei renunța? Mi-ai sesizat intenția cât se poate de limpede. Emilia întinse mâna peste masă. Îmi place procedeul. Deschis ca între parteneri care se respectă. Dacă mi-ai fi vorbit despre sexapilul meu, pentru a-mi câștiga bunăvoința, ți-aș fi arătat ușa. Sunt convins, surâse Ned. În meseria mea nu pus să greșești și a doua oară. Traficant? Cam așa ceva. Un fel de baubau din serialele americane. Nu a fost prea greu să-mi dau seama cu ce fel de femeie am de-a face. De altfel, nici nu faci un secret. Și îți place, completă, să te simți indispensabilă. Presupun că nu sunt prea mulți cei care nu s-au putut lipsi de dumneata. Ok, poți să-mi spui Emilia. Dacă nu-mi cer să mă sinucid, am să încerc să te ajut. Am aflat că Olga Tudor e arestată. M-am întors la hotel și am luat hotărârea să iau legătura cu dumneata. Ți s-a spus cumva că am relații la procuratură? Nu, am înțeles, trebuie să-l seduc pe judecător cu farmecele mele. Gândesc că ar fi înțelept să le păstrez pentru alte împrejurări. Peste trei luni, Alen Delon filmează la București. Atunci îi vom da posibilitatea să evadeze. Emilia Plopeanu făcu ochii mari. Te crezi la Chicago? La noi nu evadează nimeni. Asta rămâne de văzut. Dar n-ar fi trebuit să te avertizeze cum stau lucrurile pe aici. A făcut-o, zâmbi Morton. Numai că, exceptând examenele și cererile în căsătorie, nu mă sperii cu una cu două. Și apoi, mizez mult pe dumneata. Adică? Eu atrag inevitabil atenția. Intervine și impedimentul de limbă. Vei lua legătura cu cine trebuie, vei mitui acolo unde e cazul. Femeia clătină capul. Ești un gangster visător. Știi ce înseamnă să organizezi o evadare? A, am unele idei vagi, surâse Ned. Cum contactezi paznicii, de unde știi că bătrâna ai dispusă să se aventureze unde o ascunzi? La Intercontinental? În garsoniera mea? Riscul mi se pare enorm și nu văd nicio posibilitate de a scăpa teferi. Ești liberă să-mi faci vânt. Nu mi-ai răspuns la întrebare. Fiecare amănunt va fi pus la punct. Am nevoie doar de doi oameni de nădejde și o mașină. Acesta ar fi primul serviciu pe care ți l-aș cere. Emilia netezi fața de masă. Avea o mână neîngrijită, cu unghile roase până în carne. Capătul curelei de la ceas era întors sub cataramă. Morton își lăsă ochii să alunece de-a lungul pereților. Trebuiau să fie zugrăviți, tot interiorul trăda nepăsare și lipsă de satisfacții. Aștept! Femeia își trecut palma peste fruntea cu bulbi proeminenți. Vreau să mă gândesc. Telefonează mâine la cinci și vei ști limpede ce ai de făcut. N-am discutat încă, dar remunerația va fi substanțială. Strecură dintr Emilia își a zvârli capul pe spate. Nu mă interesează banii, atunci? Englezul părea sincer de concertat. De ce ai fi dispus să colaborezi? Din sport, să zicem. Până la ora cinci, ne dăși vremea agreabil. Vizită muzeul de artă și magazinele de pe Lipscani, intră într-un bar de zi, străbătumarile bulevardele capitalei, se uită la afișe simțindu-se încântat că izbuta să înțeleagă un cuvânt, două. Orașul continua să exercite asupra lui aceeași impresie curioasă. Se așteptase să regăsească aici vacarmul italienilor, temperamentul agitat al spaniolilor pe care îl simți zvâcnind la orice colț de stradă, până și în catedralele lor sau în spatele obloanelor hotelului costisitor unde scumperi liniștea, plătind atâtea și atâtea pesetas. Nu seamănă cu nimic din ceea ce am văzut sau am cunoscut eu," constatase că se putea face înțeles în mai multe limbi, că oamenii sunt serviabili, fără a avea însă nimic din madrilenul sau sevilanul, căruia cerându-i o informație e în stare să te însoțească până la destinație, pentru că nu are cu cine sporovoi sau nu are o idee mai bună despre felul cum să-și piardă vremea. Trecătorii păreau în general ocupați, fiecare mâna de un scop precis, chiar și bătrânii. Nu întâlnise figurile acelea caracteristice, eternul pierde care sprijină un zid cu mâinile în buzunare, ori își pașii alene neștiind bine încotro să ia, pentru că prezența lui e tot atât de puțin necesară în nordul sau vestul orașului. Excepție făceau bișnițarii, indivizi cu privire extrem de mobile, care se asigură în permanență dispuși să-i cumpere ceasul și dolarii. Firește, Ned se ferea de concluzii categorice. Pot să da suficient bun simț ca să-și dea seama de fragilitatea unor impresii culese în mai puțin de 48 de ore. De un lucru era însă încredințat. Bucureștiul avea atmosferă, un aer al lui propriu. Era un oraș interesant. Cumpără un ziar la întâmplare și intră în primul restaurant, un chelner vioi, ăsta cel puțin seamănă cu ce am mai întâlnit în alte părți. Îi luă comanda și Morton deschiză gazeta. Căută instinctiv fotografiile starurilor de ultimă oră, actrița sexy a sezonului, în blană sau costum de baie și criminalul sadic descoperit în sfârșit de poliție. Fu surprins că nu le găsește. Intrigat, apelă la cunoștințele de franceză și italiană și încercă să descifreze titlurile. Se simți din nou uimit de sobrietatea lor. Renunță să mai înțeleagă ceva. Pe urmă, atenția îi fu atrasă de o brună elegantă care traversa localul. Chelnerul aduse ceașca de bulion și o răsturnă plin de stil în farfuria fierbinte. Simțise că-i străin. Emilia Plopeanu îi fixă o întâlnire în oraș. Deși știa că sunt cei mai primești dioși, Morton aprecia oamenii care vorbeau puțin. Respecta fraza concisă, observațiile scurte, pline de miez. În mintea unor astfel de indivizi există ordine și discernământ, au simțul proporțiilor. Își închipuia că Emilia face parte dintre ei. Îl aștepta în fața unei clădiri impunătoare, în stil baroc, din piatră cenușie și urcă imediat în mașină. Îl dirija cu indicații precise, trăgând des din țigară. Avea un fel ciudat de a fuma, ținea țigara între unghia degetului gros și a arătătorului, epuizând-o până la capăt. Nu le-am spus nimic, vreau să-i cunoști întâi," Dacă vei considera de cuvință, le vei vorbi dumneata. Ai încredere în ei? O privea cu coada ochiului. Între reverele paltonului se zăra jacheta verzuie cu nasturele de la gât rupt. Celelalte butoniere erau lărgite și murdare. Îi cunosc de mult. Unul dintre ei e balerin. Am copilărit pe aceeași stradă. Cu celălalt am fost colegă la universitate. Ce facultate ai făcut, Emilia? Științele economice. Pe figură îi se ivi o expresie sarcastică. Amândoi sunt avizi de bani. Ar fi în stare să facă orice pentru a-i căpăta, deși motivele diferă." În ce sens?" Balerinul e snob. Visează o reședință de senior și o existență asortată." Pentru asta îl disprețuiești?" Disprețuiesc orice sclav. Când cineva devine robul unei cocioabe luxoase undeva mai muțării de prinderi care nu au nimic de-a face cu viața de la noi, greața mea nu cunoaște margini. Ideea unui valet într-un apartament de trei camere pe hol din București în total cam 80 de metri pătrați, prezentând pe o tavă de argint stăpânului său cartea de vizită a deputatului de stradă, provoacă cel puțin ilaritate. Nedrâse. Încep să înțeleg. Și celălalt? Îl cheamă Nicolaescu, economist. Are vicii mai puțin rafinate, dar și mai greu de stăpânit. Mâncare, băutură, cărți femei. Un care vulgar și costisitor. Ai să-l vezi. Fumează havane și umblă cu indispensabilul rupți în fund. Dejunează la cap și am un restaurant, cum ar fi la voi clarigi, și doarme pe saltea de paie așezată direct pe parchet, hainele și leagață de cuie bătute în perete. Englezul întoarse capul, zâmbind cu toți dinții. Și viciul dumitale? Fii atent să nu treci peste stop! Se afla într-o locuință plăcută și confortabilă, despre care Emilia îi explicase că aparține unei rude a balerinului, un fel de verișoară, plecată într-o vizită în Grecia. Ned se uită curios la portretul țigăncii cu degetele extrem de expresive închise peste o lulea. Desenele în creion constituiau de mult o raritate la Paris și Londra. Un bărbat svelt, destul de scund, se ridică prompt. Avea ceva din încordarea unei vergele de oțel, un chip luminos care te privea în față și un surâs spontan. Ține să facă impresie bună, gândi Ned, și un general izbutește. Dă gata cât ai clipit, doamnele, peste cincizeci de ani." Îl consideră cuceritor de sincer și copilăros. Femeile de serviciu îl adoră pentru că le salută și nu se supără niciodată când ceva scârție. Fetițele de 13 ani îl consideră idealul lor. El e Tolea, vlăduț Tolea, spuse Emilia. Balerin. Al doilea bărbat rămăsese tolănit în fotoliu. Era gras, neglijent, cu buze moi și pofticioase. Piepții hainei se umpluseră de scrum. Ciorapii cădeau pe glezne încrețiți, cravata șifonată, atârna strâmbă slăbită din nod, întins o mână flască și fierbinte. Nicolaescu, ratat clasic. Nădăjduiesc că nu te lauzi. auzi. Balerinul îl cercetă pe net din cap până în picioare, aprecie supleța stofei cenușii, aspectul tandru al tricoului angorat, cu guler întors, linia desăvârșită a pantofilor. Păru satisfăcut de rezultat și îl luă din nou loc. Îi fusese mereu teamă de o cursă, acum respira mai liber, putea să parieze că englezul e autentic. Morton închise ușa de la vestibul și strecură o privire în camera alăturată. Se mișca firesc, elastic, plin de energie. Bărbatul gras din fotoliu nu-i plăcea. Avea o figură vicleană, nu te simțeai liniștit în prezența lui, mai ales cu spatele întors. Nedezită o singură secundă, încă nu era prea târziu să abandoneze, să se întoarcă la hotel, să-și facă valiza și intră brusc în expunerea faptelor Înainte de toate vreau să precizez că beneficiul fiecăruia dintre dumneavoastră în caz de izbândă Va fi de 10.000 de dolari plătibili în moneda care vă convine Lăsă să se aștearnă liniștea Balerinul făcu ochii mari Părea pocnit recent cu o cărămidă în cap Mirel Nicolaescu la fel de impresionat încercă să-și păstreze sângele rece Întrebă cu o voce alterată de emoție mii, ați spus parcă. Este exact suma la care mă gândeam. Ce trebuie să facem pentru a-i obține? Câteva mici legalități. Să fim înțeleși, declară economistul, ridicând degetul gros. În chestii de securitate nu mă bag. E bine să precizați acum, înainte de a afla ceva, și puteți fi sigur că nu o să mai auziți de mine. ne se spre Emilia. Ce înseamnă securitate? siguranța statului, corespondentul FBI sau al Intelligence Service-ului. Am înțeles, o întrerupse Morton. Nu este vorba despre așa ceva. Afacerea e complet străină de orice implicație politică. În cel mai nefericit caz, combinația noastră ar intra în competența poliției. Stolea aneteza stânjenii dunga pantalonilor, își umezi buzele înainte de a vorbi. Zece mii de dolari reprezintă o sumă însemnată. 12.000 flăcăule!" interveni economistul. Domnul e englez, nu cred să retracteze. Probabil vom avea de întâmpinat riscuri mari. Nu riscurile sunt mari, ci miza. În funcție de ea a fost stabilit beneficiul. Mai am o întrebare, spuse balerinul ridicându-și ochii luminoși. Suntem obligați să ne dăm acordul înainte de a afla amănunte? Nu, surâse Ned. N-am fost niciodată partizanul unor astfel de procedee. După ce auziți propunerea mea, puteți să aruncați cărțile, dacă nu vă convin, cu condiția să uitați totul. Corect, aprecie Mirel Nicolaescu. Pot începe? Operația comportă două etape. Prima, din câte am fost informat, pare ceva mai complicată în împrejurările din România. Vom organiza o evadare. Capitolul 4. Coincidențe Din cauza luminii tulburi, Melania lupu la început doar două siluete culcate – Sub ofițerul de pază îi arătă un pat liber, un prichici ciudat ieșit din zid, acoperit cu o pătură cenușie. Acolo, am să vă duc imediat cina!" O!" exclamă Melania suav, nu vă deranjați pentru mine, pe altfel nici nu-mi e foame, vin de la o aniversare unde s-a servit un meniu admirabil!" Sub ofițerul de pază o cântări lung și închise ușa. O femeie zbârlită, tânără și oacheșă, cu ochi neastâmpărați, o cerceta fără să-și ascundă curiozitatea. Cealaltă deținută, mult mai în vârstă, întorsese doar capul. Avea trăsături frumoase, dar vește de pielea încrețită și uscată. Privind-o, Melania simți brusc senzația încercată în nenumărate prilejuri când se afla pentru prima dată în prezența unei ființe sau a unui obiect care avea să însemne ceva în viața ei un inexplicabil freamăt al mâinilor, o răcire a degetelor golite de sânge. O măsură printre degete. Deținuta părea agitată, respira adânc și des. Fii atentă! fi te rog, foarte atentă, draga mea! Cu femeia asta se întâmplă ceva. E în pragul unei hotărâri radicale care s-ar putea să te intereseze. Nu-mi cere să-ți spun în ce sens, încă nu știu. Îți voi sufla totuși un secret. Nehotărârea ei depășește sfera preocupărilor obișnuite în aceste încăperi, mărturise sau nu, categorice de altă natură. Privește-i mâinile, Melania, vorbesc mai deslușit decât ar face obuzele ei. Ți-am atras atenția în nenumărate rânduri și ai fost nevoită să recunoști că am dreptate. Mâinile acestei femei se crispează și se relaxează în funcție de oscilațiile gândului. De unde vrei să știu la ce se gândește de vreme ce n-a pronunțat încă un singur cuvânt. Dar dacă mă ascult și îți vei concentra atenția, te asigur că vom afla. Și acum, fetițo, hai să vedem ce ipostază trebuie să arborezi. Ți-aș propune bătrâna prostusă, atât de la îndemânăție, de o nevinovăție care stai respirația și maniere înduioșătoare culese dintr-un scrin cu dantele. Nu numai pentru că acesta este personajul tău preferat. Ține minte, draga mea, când vrei să descoși pe cineva, Dă-i toate asigurările că nu pricep nimic. Succes, fetițo! Zâmbi senin. Bună seară! Voi încerca să nu vă stingheresc. Sunt sigură însă că înainte de toate trebuie să mă prezint. Mă numesc Melania Lupu. Lupu era colonelul, soțul meu, un bărbat cu adevărat târzi și plin de demnitate. Își opri privirea asupra celui mai tinere. Dumneavoastră, libelula, râse fata. N-am cunoscut niciun tip durs și plin de demnitate. Ce nume original! Și doamna, bătrâna a răspuns fără chef, Olga Tudor. Melania se așeză pe marginea patului. E foarte plăcut la dumneavoastră. Din păcate, peste două ore va trebui să vă părăsesc. De ce? Domnul acela simpatic de la miliție care m-a adus aici mi-a promis că mă va însoți până acasă după ce își va termina treburile. Părea grozav de ocupat, N-am văzut încă atâtea hârtii înghesuite pe un singur birou. Libelul la o examină perplexă. Cristoase! nu e așa! Mi se pare și mie extraordinar ca cineva să lucreze atâta. Se va surmena în cel mai scurt timp. În schimb e foarte amabil și mi-a arătat multă bunăvoință. Cred că i-aș putea cere favoarea să mai rămân cu dumneavoastră, dar n-aș vrea să pierd biletele la Zoro. Am stat o oră și jumătate la coadă ca să le obțin. Zâmbi serafic. Atunci deci nu ies, că nu mi-o veți lua nume de rău. Libelul au ascultat cu gura căscată, îi șopti celeilalte deținute. Ori face mișto de sufletul nostru, ori... E senilă, mârâi Olga Tudor. Ce dracu, grajdul ăsta a ajuns azil? Las-o în pace. Melania cerceta încântată zidurile, fiecare ungher. Frumoasă construcție, solidă în orice caz, Întotdeauna mi-au plăcut zidurile groase. Îți dau sentimentul de siguranță. Chicoti, știți? La cutremurul din 1940 mă aflam sub duș și deodată peretele s-a prăbușit. Vă dați seama ce situație penibilă pe trotuarul de vis-a-vis -vis se afla cu totul întâmplător o armată de pompieri. Asta nu se mai drege, murmură libelula. Sub ofițerul de pază aduse o cană, o lingură și un castron din care ieșau aburi. Melania se ridică prevenitoare. Vă mulțumesc! Sunteți extrem de ospitalier! Pentru moment nu vă pot fi de ajuns de recunoscătoare, dar nădăjduiesc că nu o să-mi refuzați invitația la o ceașcă bună de ceai și câteva prăjiturele uscate cu gem de mure. Vă aștept mâine seară împreună cu doamnele!" Bărbatul o fixă la fel de impenetrabil. După ce auzi zăvorul, libelul a se așeză turcește. Dumneata știi ce e aia pușcărie? Ai auzit vreodată vorba asta?" Firește, Melania își suguie buzele ofensată. Trebuie cine mă luați? Sunt o femeie în vârstă, chiar dacă uneori par mult mai tânără. Olga Tudor se săltă în capul oaselor. Ei sprăvis cu flacurile. De ce t-au reținut? Nu înțeleg, clipi Melania. Cu mine vorbiți? Cu dumneata? E straniu, dar probabil că nu m-am exprimat de ajuns de clar. Nimeni nu m-a reținut. Nu mi-amintesc să-mi fi spus cineva vreodată mai rămâi, deși am participat la nenumărate petreceri. Libelul a chicotit. Atunci ce naiba cauți aici? Ai venit în weekend. Dar v-am explicat. Melania părea picată din lună. Mă aflu într-o simplă vizită. Domnul acela simpatic pentru care am semnat o grămadă de hârtii m-a rugat să-l aștept și am fost condusă în... în sfârșit, în apartamentul dumneavoastră. Știți ce cred eu? Cred că anticamera dumnealui era arhiplină și i-a părut rău să rămână în picioare. Olga Tudor își întinse părul după urechi o mișcare nervoasă. Întrebă cu glas răgușit. Ia stai, ce fel de hârtie ai semnat? Doamne, sfinte, o sumedenie! Credeam că n-am să-i sprăvesc niciodată. Nu prea îmi place să scriu. După mine telefonul e o invenție grozavă. Te scutește de toc și hârtie o prietenă de-a mea din Detroit, care călătorește foarte mult de când a uitat să-și plătească impozitele, m-a asigurat că americanii au un gen de ilustrate cu 10 sau 12 texte. Mă simt excelent sau nu mă simt excelent, mă plictisesc sau mă distrez grozav, etc. Expeditorul n-are decât să bifeze formula care îi place. Grozav de practic trebuie să recunoașteți. Ai citit ce ai semnat?" întrebă Olga Tudor. Nu, era Doi prea grăbiți ca să ne pierdem timpul și, ca să fiu sinceră, nu-mi place să pun ochelarii când în aceeași încăpere se află un dom sau mai mulți, bineînțeles." E mă, reață, conchise libelula. Dacă vedeam așa ceva la cinema, nu credeam!" Melaniaș scutură buclele privind-o candid. Improviză la iuțeală. Domnișoara libelula are dreptate. E atât de caragheoasă toată povestea. Închipuiți-vă ce mi s-a întâmplat!" Ieri când am vrut să-mi scutur așternutul, fac operația asta foarte des, cel puțin o dată la șase luni, am găsit sub saltea un topor murdar de sânge. Sânge? Hopa! exclamă libelula. Așa mi s-a părut. Am dat și peste o cutie cu bijuterii. Tocmai mă gândeam să anunț administratorul blocului, o, oh, o persoană foarte distinsă. Până anul trecut a fost agent de circulație, vă dați seama mi-a explicat de ce preferă maiourile chineze și indispensabilii de flanel. Are mult spirit gospodăresc. Libelul a o întrerup să nerăbdătoare. Ascultă, bambina, lasă izmana administratorului. Ai pus mâna pe topor și casetă? Dar bineînțeles, înțeles. în bijuteriile pe masă ca să văd despre ce e vorba. Când a sunat la ușă domnul acela simpatic de la miliție, despre care v-am mai pomenit, se mănau grozav cu cele purtate de sora mea vitregă cel puțin colierul era identic. Deși nu ne neagrem și eu și ea am preferat întotdeauna lucrurile autentice. N-am folosit în bucătăria mea un singur gram de margarină, vă dau cuvântul meu de onoare. Cât despre celofibra născocită în timpul războiului? A, nu? Mulțumesc! Era de ajuns să mă gândesc că m-ar putea prinde ploaia. Și-a zvârlit capul cu mândrie pe spate. Uite ce fel de femeie sunt eu! cercetând încântată figurile celor două femei. Ce ți-a spus anchetatorul?" întrebă Olga Tudor. Care anchetator?" Tipul picat pe neașteptate." Care tip?" Libelul a seclizi. Domnul acela simpatic de la miliție." Oh, nu mare lucru. Cred în sfârșit, cred că vorbea cam fără noimă. Nu orice bărbat e în stare să-și adune gândurile." Mi-a pus o mulțime de întrebări caragioase. De exemplu, unde am fost între orele șapte și nouă? Bineînțeles că la cinema. Nu mi-am amintit filmul, nici nu vă închipuiți că de repede sunt în stare să uit." Și amănuntul acesta l-a -am făcut, cum să vă spun, să se sufle. Pe urmă a început să min și rebaza conii despre o amprentă. Pretindea că în odaia surorii mele vitrege ar fi găsit urma pantofului meu. Știți, țin grozav de mult la escarpenii de atlas. Din acest moment am renunțat să mai pricep ceva." Olga Tudor oftă. Libelul trecut degetele prin cârlionții mătăsoși. Scârboasă festă! Nu sunt sigură că am înțeles ce ați vrut să spuneți, Miorlăi Melania, ciupindu-și ușor urechea. Tinerii de azi întrebuințează o grămadă de cuvinte noi. Olga Tudor interveni brutal. Cineva a omorât-o pe sora dumitale. A aranjat însă lucrurile în așa fel încât se creadă că ești vinovată de moartea ei. Că tu ești ucigașa, preciză libelula. Ai înțeles?" Ochii albaștri Melaniei se rotunjiră. Expresia de uimire buimacă era perfectă. Doamne, de unde scoateți poveștile acestea? De ce să o omor pe Eugenia? Desigur, noi nu ne-am înțeles așa cum ai fi avut dreptul să te aștepți din partea unor rude atât de apropiate. În ziua când m-am căsătorit, mi-a strecurat un purgativ extrem de puternic în paharul de șampanie. Și-i vă da seama. Dar asta nu e un motiv ca cineva să o ucidă. Și de ce să dea vina pe mine? În definitiv, n-am emis nicio singură pretenție când toate bijuteriile familiei au fost dăruite ei. Nici dumneavoastră n-ați fi în stare să mi-o explicați, pun rămășag. Libelula edificată se întinse nășternut, șternut, rămase cu mâinile deasupra păturii cenușii. Roagă-te lui Dumnezeu, bambina, să te aibă în paza lui! Își ridică bărbia încercând să o vadă pe Olga Tudor. Te-ai prins cum a lucrat o măgaru? Ea vărut sub saltea marfa și arma crimei și i-a plimba pantof garsoniera victimei. Aș vrea să cună și avocatul ăla în stare să o scoată din rahat. L-aș angaja cu anul. Olga Tudor privea în gol. Pe figura frumoasă se citea asprime, energie și un verșunare ciudată. Îți dai seama din capul locului, își zise Melania, că viața nu a fost blândă cu ea. Dar și azi e tot atât de puternică, de viguroasă, ca un stejar peste care au trecut nenumărate ierni. Declară cu glas feciorelnic, trăgând un fir de stofă de strămat. Cu cât mă gândesc mai mult la afirmațiile dumneavoastră, cu atât mă încredințez că ele nu sunt temeinice. Asemenea lucruri nu se petrec între persoane bine crescute. Trebuie să știți că sora mea și eu, de asemenea, ne-am bucurat de o educație îngrijită. Tata a fost hingher, iar străbunica mamei întreținea legături foarte apropiate cu terente. Dacă mi-ar fi spus cineva că sunt contemporană cu o oaie ca asta, aș fi râs o săptămână, observă libelula. Nu scade deloc, fisa madam. Melania zâmbi în însă se înțeleagă că nu-i familiarizată cu expresia. Olga Tudor se întinse pe spate, suflă obosită. Hai să ne culcăm! Melania asculta respirația regulată a libelulei, surzând cu blândețe. Somnul unui om tânăr. Oricine l-ar deosebi într-o odaie cu zece inși care dorm, ciulind doar urechea. Somnul din care te trezești cu obraji proaspeți și albul ochiului strălucitor și umed și buze fragede. Ți-a făcut o impresie bună, fetița asta, draga mea. E plină de temperament, isteață și spontană. Păcat că nu a avut posibilitatea să evolueze altfel. Da, ai dreptate. Mirciulică ți lipsește neaștepta de mult. Acum v-ați fi distrat, ghici în ce profesiune are domnișoara Libelula. Fiecare ați fi încercat de trei ori. Și tot de trei ori tu ai fi răspuns, hoață de buzunare. Ai înțeles, sunt sigură că nu-i pentru prima oară arestată, ceea ce dovedește că ar trebui să-și perfecționeze stilul. Doamna Tudor nu-i seamănă deloc. E sumbră, unăsprită și o frământă ceva după cum am mai discutat. Chiar și somnul acesta neliniștit o trădează, căci n-ai să-mi spui, draga mea, care coșmarul din pricina unei cine prea copioase. Ar însemna să fii cu totul lipsită de simțul realității. Și acum, te rog, concentrează-te asupra doamnei Tudor. Olga Tudor deschise ochii. Melania stătea pe marginea patului cu picioarele atârnând în aer, exact în aceeași poziție în care o lăsase în urmă cu două ceasuri. Părea să aștepte ceva. De ce nu te culci?" Melania lupul dădu din cap scâncin. Nu pot să dorm decât în patul meu. acesta e motivul pentru care mă hotărăs foarte greu să plec la băi. Și nu am nici pijama. Dacă n-am pijama mea cu iepuraș, s-a terminat. Și mi-am amintit că n-am udat florile. Cresc un ficus, un cactus și două ciclame. Fac foarte frumos pe radio. Înviorează toată casa. Oftă. Am pierdut și filmul. Mă întreb dacă îmi vor restitui banii pe bilet. În fond, nu l-am folosit. Auzi iar suspinul Olga Tudor și pocnetul sec, caracteristic degetelor dată peste cap. E nervoasă și îngrijorată. Totuși neliniștea ei, cum să spun, Melania? Da, bănuiesc că ai găsit cuvântul. E specială. Dacă te înșeli, îți dau cuvântul meu de onoare, că nu-ți voi îngădui timp de șase luni un singur marțipan. Te conjur, draga mea, Fii atentă, declară după o pauză. Cred că a uitat. Olga Tudor îi aruncă o privire goală. Cine? Domnul acela simpatic de la miliție. Când am părăsit biroul dumnealui, părea foarte prins de treburi și a uitat că l-aștept. Sunt încredințată că așa e. Probabil, rosti fără convingere Olga Tudor. Încearcă să dormi. Mâine dimineață își va aminti cu siguranță. Melania îi zâmbi recunoscătoare. Oricine își poate da seama de acest amănunt. Voi dormi o oră, dar înainte va trebui să-mi fac rugăciunea. Se lăsă în genunchi, sprijinindu-și mâinile împreunate de marginea patului. Înger, îngerașul meu ce mi a dat Dumnezeu, toată ziua fi cu mine și mă învață să fac bine. Eu sunt mică, fămă mare, eu sunt slabă. În încăperea sordidă, glasul soav al Melaniei Lupu înșira mătănii de argint, aducea suflu proaspăt de prun și cai și în floare, în fiora amintiri rămase într-o dăiță cu pereți roz, un elefant de lână portocaliu și un penar din lemn cu despărțiturile rupte și pătate de cerneală. Olga Tudor își mușcă buzele, foindu-se nașternut. Rupsese bilețetul, bilețelul găsit în veceul din arestul miliției, păstrând pastila, o capsulă de plastic minusculă. O ascunsese în ureche sub șuvițele de păr cărunt. Expeditorul, un prieten, lăsa să se înțeleagă că acționează numele lui George și îi propunea evadarea. Prima mână de ajutor întinsă de George în 45 de ani. Olga Tudor își înfășură strâns trupul în pătura grea. Îl cunoscuse la 17 ani. Una din acele cunoștințe care stârne zâmbetul și despre care familia, prietenii, pomenesc până la capătul zilelor. Intră la rubrica Surprizele destinului și în colecția de senzația unor indivizi complet străini de protagoniștii evenimentului. Filmul cu Michel Morgan și Maurice Chevalier rula la Trianon. Biletele le avea marele ei flirt, o expresie folosită cu voluptate de liceenele anilor 30. Aștepta de un sfert de oră și începuse să-și piardă răbdarea. La câțiva pași de ea, un tânăr brun își consulta mereu ceasul. Când îi întâlni privirea, zâmbi amuzat. Faptul că individul o surprindrea într-o situație penibilă o scotea din sărite se apropiase cu îndrăzneala lui caracteristică, îndrăzneala ce n avea să-l părăsească niciodată, îndrăzneala care zdrobește mulțimea și asigură succesul în cariera marelui aventurier. Domnișoară îl măsurase cu dispreț calculat, din cap în picioare, retezându-i o Aștept pe cineva. Și eu. Ce coincidență! Fără îndoială, am fost uitați amândoi. Cred că am putea vedea filmul împreună. Prefer să aștept. O luase de braț hotărât, zâmbindu-i în același timp fermecător. Nu merită pe cuvântul meu și când îl vezi să trași de urechi." Nu l mai văzuse. Din aceeași seară simțise că s-a îndrăgostit până peste cap de George. Curios," gândi Olga Tudorie, că a acceptat să se însoare. Eu eram destul de amețită ca să mă culc cu el oricum." Familia în sensul domestic al cuvântului n-a avea pentru George niciun fel de semnificație, N-a cumpărat în viața lui un singur obiect pentru casă, n-a am încercat niciodată deliciile logodnei sau ale tinerei căsătorite care, de braț cu bărbată, să alege covorul pentru salon lustra din sufragerie. Ha, bar n-avea ce culoare au măcar! În aproape 10 ani, calculul acesta al făcuse nenumărate rânduri, petrecuseră împreună socotite zi cu zi 11 luni. Când se întorcea, nu dădea explicații. Uneori scăpa amănunte de un exotism nebun, o afacere ratată în Islanda, călătorii în Pacific, Costa Rica, o comoară. Mi-ar face plăcere să te însoțesc. Și mie, rândul viitor plecăm împreună. Părăsise Bucureștiul hărțuit de poliție, noaptea cu o motocicletă. Rucsacul atârna greu din cauza podoabelor acelea ciudate. George pomena mereu de un tezaur al piraților, însă Olga nu știuse niciodată adevărul, deși își dăduse seama de valoarea lor. Rubine enorme, smaralde cât migdala în paftale și capete de tigri, cercei lungi ca niște candelabre cu perle și ametiste și alexandrite, brățări, coloane grele, ciorchini grei din granate și peruzele și lapis lazuli și puse-se mâna pe șaua de piele. Ia-mă cu tine, George. Doi oameni care trec frontiera clandestină au mai puține șanse decât unul singur. Te chem imediat ce să-l lucrurile." Mins, George, începuse să râdă. Nu fi bleagă, ești singura femeie care a contat vreodată pentru mine. Dovadă, ți-am credința Madonna, ai grijă de ea. Olga se uită la becul care lumina gălbui celula. Pâlpâia slab și femeia a avut sentimentul că e gata să se stingă. Madonna, în toate cărțile poștale expediate din Amsterdam, Nisa sau Hong Kong, îi amintea de dama blondă. După fuga lui, îi schimbase ascunzătoarea. Nimănui pe lume nu i-ar fi trecut prin gând să o caute acolo. De aceea îi propunea să evadeze. George vroia Madonna. Ei bine, nu vei avea. Melania, simulând o respirație ușoară și regulată, o privea printre gene. Oare ce-o frământă? Recunoaște, fetițo, că ești din calea afară de curioasă să o afli. La șase și jumătate dimineața, sub ofițerul de pază le aduse trei căni fumegânde și trei bucăți groase de pâine. Melania cercetă curioasă conținutul ceștii și exclamă dezamăgită. Pot afirma înainte de al gusta că acest ceai nu este preparat cum trebuie." Ei se adresă sub ofițerului aiurit. Am să vă spun un secret, domnule. Când apa clocotește, presari înăuntru. Presari! Nu ați zvârli într-o dată. Rețineți, vă rog, o linguriță de ceai chinezesc. Lași să clocotească un minut și numai după aceea adaugi atâta cât poți strânge între degete ceai verde indian. După trei minute și jumătate se servește, dar nu în pahare, ci în ceașcă de porțelan pentru a-i concentra aroma și culoarea. O bunătate vă asigur! Libelul a început să chicotească. Bărbatul se scărpină ului -ul după ureche, mutându-se de pe un picior pe celălalt. Bătrâneii se păru că deștifrează în toate astea un semn de încurajare și continuă nină. Se poate consuma cu biscuiți sărați, dar eu prefer brioșele calde cu unt și dulceață de fragi. Omul clătină din cap, păru să-și amintească brusc care familie și ieși de îndărătălea din celulă. Nu cred să fi reținut mare lucru, suspină Melania trecându-și degetele prin buclele de la ceafă. Și e de ajuns să uiți cel mai mic amănunt ca să strigi totul. Aș da mult, râse libelula, să fim împreună când... S-a auzit din nou zăvorul. Melania se ridică în picioare cu obraji îmbujorați. Cu siguranță domnul acela amabil de la miliție și-a amintit că l aștept. N-am să uit să pun un cuvânt bun și pentru dumneavoastră. Sub ofițerul de pază îi făcu semn libelulei. Era chemată la interogatoriu. Sângele fugi de pe chipul Melaniei. Sunteți sigur că nu pe mine m-a invitat? Cine? Domnul acela simpatic care m-a însoțit. Vă rog să-i spuneți că nu obișnuiesc să insist. Presupun că e foarte ocupat, dar credeți-mă, mi se usucă și ciclamele. Paznicul se holbă. Ce ciclame? Roșii! Le-am primit de la șerbănică soțul prietenei mele, Florans, la aniversarea lui Mirciulică. Explică. Mirciulică e motanul meu, cel mai inteligent exemplar din cartier. Omul în uniformă închise ușa suspect de repede. Fumezi? O întrebă Olga Tudor. E epuizată, dar în mod evident calmă, observă Melania. Asta înseamnă că a izbutit să ia o hotărâre. Nu am încercat. Mi-a fost teamă că îmi dă un aer prea independent. Glasul îi tremura ca și cum ar fi făcut eforturi să vorbească. Olga Tudor a avut impresia că e gata să plângă. Trase câteva fumuri fără să spună nimic. Se uita la zidul văruit pe care cineva zgâriase cu lingura. 12 5 73 Traian Săpunelu. Individului se păruse probabil că ajunsese într-un punct turistic interesant. Pe obrazul Melaniei scăpă o lacrimă. Adevărul e, scânci, că nu știu ce să mai cred. Aștept de 14 ore și fusese vorba doar de una sau două. Așa poate să mă mai uite aici o săptămână. De, spuse Olga Tudor cu bărbia sprijinită în palme. E posibil. Dumneavoastră ce mă sfătuiți? Olga întoarse capul. Trebuie să fie cam de aceeași vârstă cu mine. O nenorocită slabă de minte vârtă în bucluc de niște șnapani. Îi veni pe neașteptate o idee. să uită la bătrână cu ochi strălucitori. La urma urmelor, de ce nu? Dacă vrei, șopti cu voce șuierătoare, poți scăpa chiar azi se întoarse cu spatele spre ușă și scoase capsula din ureche. Dar bineînțeles că vreau, bâlbâie Melania, numai că nu știu cum să procedez, domnul acela amabil. dă da dracului, avem puțin timp la dispoziție. Înghis pilula asta și într-o jumătate de oră faci febră mare. Aici n-au decât infirmerie, te vor transporta la spital. Pe drum vei fi eliberată, totul e aranjat dinainte. Melania cobor ploapele ascunzându-și satisfacția. Te felicit, draga mea, nu te-ai înșelat. Fă să zic că asta era. O ocazie nebănuită. Hmm. Fii sigură că nu o face de dragul tău. Încă nu-mi dau seama despre ce poate fi vorba. O farsă nu stimă sau... Deocamdată e greu de ghicit. Ar fi interesant să afli însă. De ce nu profită ea însă de această posibilitate? Ai grijă, Melania? Nu te pripi. Dacă înțeleg bine, dumneavoastră vorbiți despre o evadare, nu-i așa? Am văzut un film, Doi tineri, unul negru și unul alb, fugeau printr-o pădure de un lanț. Să vedeți cum a fost! Mergeau amândoi într-o mașină și deodată... Olga Tudor scrâșni. Trebuie să te hotărăști repede! Nu sunt sigură că e politicos. Ce anume? De vreme ce i-am făgăduit domnului acela amabil de la miliție că-l aștept. Știți, n-aș vrea să-l dezamăgesc. Din potrivă, voi face o surpriză. Cum ajungi acasă, îi dai un telefon și o să râdeți grozav. O glumă va să zică, Ce idee neașteptată, se veseli bătrâna bătând din palme. Dar nu am numărul dumnealui. E, îl cer la informații. Privirile Olgăi Tudor scăpărau. O să se bucure al dracului George. Atât aș vrea să-i vă fața când o să dea ochii cu cretina asta. Nu, iubitule, nu o să ai Madonna. Am să-mi fac anul de pușcărie, dar în tine o să crape fierea. Ce spui încerci? Domnul de la miliție va fi încântat. Melania și înghiți surâsul. Mă întreb realmente pe cine trebuie să încânte povestea asta. Da, își mușcă buzele. Nu te grăbi, Melania, femeia nu-i deloc proastă. Ce-ar fi să o împărțim în două? Ne-am distras strașnic împreună. Împărțită și pierde efectul ei. Am multă încredere în dumneavoastră. Cred, cred că voi lua pastila aceea drăgălașă. Când a se să o găsi pe Melania întinsă în așternut, Obrajii Olgăi Tudor dogoreau de o satisfacție suspectă. Cei cu dumneata? S-ar zice că ai primit o decorație. Îmi plac decorațiile, la Melania. Soțul meu, colonelul, avea o cutie întreagă. Uneori mi le agățam și eu și atunci mă credeam generalul Suvorov. era din ce în ce mai frig și simțea că își pierde cunoștința. Doamne, nu mai de n vorbi în delir. N-am întâlnit încă pe cineva mai scrântit, spuse libelula. Olga Tudor trasea adânc aer în piept. Îi e rău, trebuie să anunțăm garda. Capitolul 5. O surpriză pentru majorul Cristescu. Șoferul ambulanței a prins faza mare. Infectă ceață? Să vezi accidente azi. Acum o oră, spuse milițianul, s-a ciocnit un camion codacie. Unde? Pe Ilie Pintilie. Turismul intrase în depășire și n-a văzut tramvaiul. Ăla s-a speriat. Melania Lupu întinsă pe targă le auzea glasurile, parcă veneau din altă odaie. Tânărul în halat alb, asistent medical sau poate medic, se uita pe fereastră. Răsucea o țigară între degete fără să o aprindă. Pe buzunarul de la piept erau brodate cu albastru câteva litere pe care bătrâna nu le putea desluși. Milițianul întoarse capul. Cum se simte?" Da, abia respiră prăbușită rău." Șoferul începu să râdă. Aveam o babă în sat una Lisaveta, cei mai ai dracului Mardeiaș nu-i dădeau atât de lucru șefului de post ca aia. Albise omul de rău ei, fura de scânta, iurea muierile cu Bobby. Un surâs înflori buzele Melaniei. Prima victorie, draga mea! Ne privi ceasul, în zece minute se va ivi ambulanța. Calculase timpul parcurgând itinerariul în aceeași dimineață. O femeie tânără cu un cățel în lesă intră într-o curte. Mirel Nicolaescu se apropie. Ce zici, șefule, nu-i dăm drumul?" Morton înclină scurt capul, întinse pistoletul, ochind becul care se balansa pe cablu. Se auzi un șuierat ușor, apoi cioburile de sticlă risipindu-se pe caldarâm. Nicolaescu rânji. Ca în Texas!" Inglezul îi făcuse în balerinului. Toleași mușcă buzele până la sânge. Nu-și putea stăpâni mâinile. Avea sentimentul că vor să o ia la goană. Smulse pălăria din capul lui Nicolaescu, a zvârlind o în mijlocul străzi. Calm, suflă Ned, întinzându-i plosca de șurubată. răsturnă lichidul roșu, vâscos pe obrajii și hainele economistului. Nicolaescu se strâmbă. Țoalele mi le plătiți, băieți! Ned privea încordat spre capătul străzii, ținând manșeta ridicată deasupra ceasului cronometru. Acum! Mirel Nicolaescu părăsi fără chef trotuarul. După câțiva pași se opri uitându-se în jur. Se culcă pe asfalt de-a Poate dă dracului ăla peste mine!" Două faruri puternice țâșniră brusc, măturând întunericul de pe stradă. Șoferul frână. Ei, drăcie, un accident! Sanitarul luă mâna lui Nicolaescu. Trăiește, apucă de picioare, ai grijă, nu trebuie zguduit. Fii liniștit, eu pe porci ăștia care se care la să mijlocul drumului după ce te-au aranjat, ia-și spânzura. Stravă în bărbat, trage la vreo sută de chile. În aceeași clipă, milițianul simți o lovitură surdă în ceafă. Încercă să se agațe de portieră. Înainte de a-și pierde cunoștința, a văzut trupul șoferului întins pe caldarâm. Sanitarul privi lovitura întâmplă. Ce facem cu ăștia?" întrebă Tolea. Rămân aici." Morton urcă la volanul ambulanței și apăsă pe accelerator. Melania crăpă încet ploapele. Sunt trei bărbați, draga mea, complet străini pentru tine. Firește că n-ai circulat niciodată printre apași o doamnă în vârstă de la Brăila, care croșeta doar cu lână albastră, afirma ca omul pitoresc. Maiorul Cristescu se simțea literalmente în vacanță. Văzuse două filme de dimineață, hoinărise pe calea victoriei și dejunase admirabil la Continental. Nu era un gurmand, dar îi făcea plăcere o masă îngrijită, într-un cadru mai puțin obișnuit serviciul de condimente, sosierele, meniul corect ortografiat, florile, denumirile excentrice, șalăua la Victor Hugo cu sos bernez, îi dădea o senzație secretă de aventură. Clătite cu jeleu Bruxelles, pe cuvântul meu sună grozav. Maiorul fu mai puțin fermecat după ce le consumă, în schimb savură din plin satisfacția de a folosi șervetele de pânză. Nevastă să avea vreo duzină, dar nu le folosea decât în ocazii extraordinare. De pildă, când primea vizita unor oameni străini și de obicei indiferenți maiorului, pe care ținea să-i epateze. Cu același prilej scotea din vitrină paharele de cristal și ceștile din porțelan chinezesc. Le manevra însă cu atâta spaimă gospodărească, urmărea atât de aprig mișcarea fiecarei piese pe fața de masă, încât nenorociții nu mai îndrăzneau să le ia în mână. Cristescu, plictisit, se consola cu ideea că probabil oaspeții procedează la fel la ei acasă. Ce îi se părea însă cel mai ciudat și aici nu putea descifra cu niciun preț logic a nevestesii, era faptul că la a doua vizită comorile acelea nu mai părăseau vitrina. Atunci, șervetele de hârtie și paharele ieftine cumpărate cu duzina pe lipscani deveneau destul de bune pentru musafiri. La șase se întorsese acasă într-o dispoziție minunată. Făcuse o baie și după ce răsfoise programul TV, luase din bibliotecă o carte la întâmplare. Era singur, înfășurat în pledul favorit, galben, cu firul lung, aparatul de radio torcea în surdină și se simțea fericit. Angard, D'Artagnan trase spada. Într-o clipă, Portos și Aramis ajunseră lângă el. De ajuns copii, strigă contele de trevil. Maiorul își ridică ochii de pe pagină, citise cartea într-o vară în scurtele răgazuri pe care îi le îngăduise o corijență la chimie. Avea 15 ani și toate fotografiile lui Judy Garland. Întinse mâna după receptor. Îl suna probabil nevastă sa de la Pitești. Își luase o săptămână vacanță și mai urul spera din tot sufletul că nu o să se certe prea curând cu sora sa. Recunosc cu surprins și cu o zvâcnire de satisfacție glasul colonelului Nasta. Ești singur?" M da. Unde te afli?" Cristescu ridică surprins din numeri. Lângă aparat." Trage ca și așează-te. Valeriana, ai în casă? Ce s-a întâmplat? Se întoarce nevastă-mea? Nu, sunt eu ăla care să dea vești proaste. Atunci, vocea colonelului bubui ca un clopot. Melania Lupu a evadat. Ambulanța oprind în fața locuinței puse la dispoziție de către balerin. Englezul și Mirel Nicolaescu o transportară pe Melania. Tolea urcă la volan. Abandonează o iute și cât mai departe. Suflă Ned. În orice caz în afara cartierului. Economistul apăsă pe butonul ascensorului rânjind. Îți închipui că sticleții or să scotocească fiecare casă? fiecare centimetru de pământ. Hai să fim serioși! Morton surâse, lucra cu ageamii și 100 de metri aveau importanța lor acum. Poliția știe că n-am avut posibilitatea să ajungem prea departe. Știe de asemenea că nu vom îndrăzni să oprim primul taxi cu o bolnavă și cu dumneata astfel machiat. Cronometrând în timpul necesar pentru parcurgerea drumului între locul accidentului și locul unde vor găsi ambulanța, vor fixa o medie ipotetică, mijlocul itinerariului. Oxford, întrebă Nicolaescu. Nu, Sing Sing, din acest punct vor trasa pe hartă cercuri concentrice. Într-unul din cercuri se situează obligatoriu sediul nostru. Peste un ceas întreg perimetrul va musti de agenți. Economistul trimise un bobârna caracteristic pălăriei pentru a o lăsa pe ceafă. Eu aș raționa altfel, că de pildă din ambulanță ne-am transbordat în mașina unui complice care aștepta la locul cuvenit. Transferul unui tip în și al unei doamne în vârstă, evident bolnavă, dintr-o ambulanță într-un turism, ar atrage atenția. Nu-mi permit să cred că au ajuns la concluzii jignitoare despre noi. Hello, Emilia! Totul e în ordine? Fata îi aștepta cu ușa deschisă. Era palidă. V-am văzut pe geam. nu vine să cred că ați reușit. Închise repede în urma lor. Simțea pornirea instinctivă de a pune și zăvorul. Întrebă încercând să-și stăpânească nervozitatea. Mai trăiește? după cum arată. Nu ți fă griji, surâse Ned. Vehicula o liniște odihnitoare dădea senzația că jucase briș toată seara la clubul milionarilor londonezi. dă le băieților ceva de băut. Cum a mers? Can Manix, spuse Nicolaescu. O clipă am crezut că sunt frisco pe cinstea mea. Se îndreptă spre baia aruncând din mers lui Morton. Ești bun, cu coane! Emilia umplu paharele. Mâna-i tremura. N-ai niciun motiv să fii neliniștită, spuse englezul zâmbindu-i cald. Aș vrea să-l văd și pe tole aici. Nicolaescu ieși din baie cu un pachet sub braț, se spălase și-și schimbase hainele. Întâlni privirea înce încețoșată a Melaniei Lupu și exclamă jovial. Să mâinile, ce mai faceți? Bună seara! Cred, cred că nu mă simt chiar atât de bine. Părea mai șubredă decât oricând, palidă și cu trupul mic pierdut în fotoliul adânc. Ce echipă ciudată, draga mea! Un domn englez cu figură aristocratică o mutră de carul de bere și o fată bătrână. E de ajuns să-i vezi punctele negre de pe nas și gulerul bluzei ca să-ți dai seama de aceasta. Ai grijă, Melania, niciunul din ei nu este nătâng. Vă veți reveni în curând, spuse Ned. Sper, mai că acum sunt atât de zăpăcită. Nu, mulțumesc, nu beau nimic în afară de vin tonic, că și doctorul m-a găsit mult prea anemică. Aș mânca însă o bomboană, deși seara prefer orezul cu lapte. Cei și trei își azvârliră priviriuți. Mirel Nicolaescu începu să râdă. Își împleti degetele peste pântecele mare, pregătindu-se să savureze un spectacol interesant. Îmi place! O, orez cu lapte, un iepuraș și o de noapte. Good night, baby! Nedăși strânse buzele. Elefantul ăsta se crede spiritual. Strecură o privire ascuțită bătrânei. Avea figura ofilită, dar încă gingașă, un surs eteric, trupul zvelt. În tinerețe fusese probabil ceea ce se numește genul bibelou. Atitudinea ei îl deruta, dădea impresia că nu se sizează situația. Se așeza alături, zvârlind în joc tot farmecul de care dispunea. Fiind din partea soțului dumneavoastră, George Popa. Doamna aceea se numea Olga Tudor, draga mea. Nici gând să te înșeli. Înseamnă că sunt divorțați. Nu te -a vânta Melania. Orice cuvânt te poate trăda și nu încă momentul să le spui cum te cheamă. Recunoaște sincer, mor de curiozitate să afli ce vroiau să obțină de la Olga Tudor. Surâse stângaci. O, oh, într-adevăr, e frumos din partea lui că s-a gândit la mine. Ce face, George? Mai suferă și azi de colită? Mereu am fost îngrijorată pentru stomacul lui. N-am văzut încă pe nimeni înghițind atâta muștar și sos tartar. Servanta noastră umplea sosierele de două ori pe zi și nu înceta să se mire. Ne cercetă de scumpănit. Nu știa ce să spună. Natural, oricine s-ar fi mirat. Dumneavoastră, suspină Melania, ca prieten, n-ar trebui să-i îngăduiți. Ce anume? Să înghit atâta muștar și sos tartar. Mirel Nicolaescu emise trei hohote ostentative de râs. Ne ce-ar fi să scontinui continui gargara în baie? Lăsați-l să râdă, intervenise Nina Melania Lupu. Sunt obișnuită. Poftim? Adevărul e că eu am mult umor și oamenii nu se pot stăpâni în prezența mea. E de ajuns să spun un singur cuvânt pentru ca ei să se prăpătească de râs. Atitudinea aceasta nu mă jignește deloc. Englezul respira adânc și își îndreptă spinarea. Se uită la Emilia Plopeanu. O fixă pe bătrână cu o expresie impenetrabilă. Economistul oscila între stupoare și amuzamentul gras. Se auziră câteva bătăi în ușă și Emilia se repezi să deschidă. Așteptați musafiri?" întrebă Melania. O persoană care a participat la evadarea dumneavoastră," sublinie Ned, încercând să readucă discuția pe făgașuri normale. O, oh, ce drăguț! Evadare pusă la cale de... Dar am înțeles!" îl întrerupse bătrâna. George n-a încetat o singură clipă să se gândească la mine. Am simțit lucrul acesta mereu și nu m-a lăsat indiferentă. Vlădu Stolea îi rupse în odaie. Era emoționat, obrajii ardeau. Ne zâmbi. A mers bine, nu? Se poate constata pe figura dumitale. Unde ai lăsat-o? întrebă Mirel Nicolaescu. Lângă facultatea de medicină. L-am luat după aia pe 118 până la favorit. De acolo am venit cu un getax. Bravo, bărbat, ai stofă! Melania Lupu întinse mâna cu o mișcare spontană, plină de farmec. Am aflat ce a făcut pentru mine. Vă sunt foarte recunoscătoare, domnule!" Balerinul o privi făstăcit. Un gigolo micus, draga mea, gândime la nialupul dând amabilă din cap. Nici dumnealui nu e un profesionist dacă se zice ce vreau să spun. Singura persoană cu experiență rămâne englezul. Poți paria că pulsul lui nu depășește 60 de bătăi. E dintre bărbații aceia care nu trebuie să întrebe ce are de făcut. Vlădustole Tolea și trecu degetele prin părul buclat. Nu credeam să o scoatem la capăt. A, același lucru l-am spus și eu, râse Emilia. Trăsăturile ei erau destinse acum, dar asta nu o făcea mai frumoasă. Melania l-a cânci. Am sentimentul că miros șoarece." Baia se afla alături, propuse Ned. E o idee grosavă." Emilia o ajută să se ridice. V-am pregătit un halat și o periuță nouă de dinți. Bătrâna dădu din cap recunoscătoare. Nu ea le-a pregătit. Mă întreb chiar dacă folosește periuța în afara zilelor când are o oră la dentist. În fine, altceva trebuie să reții Melania. După toate aparențele, nu vei părăsi această locuință atât de repede. Auzeau apa și din când în când obiecte de toaletă deplasate pe etajera de sticlă. Cum vi se pare? întrebă Morton. Economistul privi conținutul paharului în zare. Complet ramolită. Dumitale, Emilia? Tâmpită și remarcabil de bine crescută. Ți-a făcut altă impresie? Ned schiță un gest vag. Un număr nou în orice caz. Îi amintea în chip straniu de mătușile lui Isabel și Dorothy. Le vizita o dată pe an de Sfântul Cristofor în micul lor apartament din Chelsea. Momentul cel mai important al zilei îl constituia întorsul pendulei, o piesă urâtă și pretențioasă care aparținuse unui unghi, funcționar superior în Guinea. Miercuri seara mergeau la club unde rulau filme documentare, urmăreau cu satisfacție imagini din Polinezia, Hawaii sau Venezuela, și asta le dădea senzația că voiajează. Aveau o grămadă de prietene care le semănau în mod surprinzător. Olga Tudor s-ar fi putut asocia perfect acestui grup. Aceeași minte de păsărică, aceleași maniere, la fel de neîndemânatică și de alt secol. Pe niciuna însă n-ar fi văzut-o ascunzând o Madonă de Aur sub patul ei. Morton începea să se îndoiască serios de propriile presupuneri. Oare George Popa ar fi cutezat să-și încredințeze secretul, secretul vieții sale în fond unei astfel de femei? Melania se întoarse înfășurată într-un halat albastru, matlasat, cu mânecile largi. Arăta viorată în jurul ei plutea un parfum de săpun fin. Își ciupise ușor obrajii și bărbia. Nu este o minciună!" suspina așezându-se pe canapea, o baietere confortează neașteptat de mult. Îmi lipsește foarte puțin ca să fiu cu adevărat mulțumită. Suntem la dispoziția dumneavoastră, se Mirel Nicolaescu, nu trebuie decât să deschideți gura. Melania se întoarse către el vrăjită. Adevărat? Nu mi-am să fi întâlnit persoane tinere atât de gentile. Știți, nu am pretenții nesăbuite. În primul rând aș dori o cutie cu dulciuri, dar poate că n-ar trebui să abuzez din prima seară m-aș mulțumi cu câteva fursecuri cu nucă și puțină frișcă. Ned râse încetişor. Mătușa Isabel prefera cake cu fructe glasate, iar Doroti tortul de castane inundat în sirop de coacăze. Uitase într-un rând și se simțiră îngrozitor de dezamăgite. Hotărâ să accepte jocul, la urma urmelor n-avea nimic mai bun de făcut și se interesă. Există vreo cofetărie prin apropiere? Plădustolea sări în picioare. Da, da, mă duc eu, Stai să vezi ce mai vrea, îl opri Nicolaescu. Domnul e foarte prevenitor, ciripi bătrâna. Într-adevăr, ar mai fi ceva. De fapt, reprezintă dorința mea cea mai fierbinte. Economistul vrut să spună ceva, dar ne de opri. În ochii albaștri, ca două pansele decolorate ai Melaniei Lupu se i viră lacrimi. Vorbiți, doamnă? Am fost despărțită de cel mai bun prieten al meu. Când m-au arestat, o, oh, găsesc că este multă cruzime în acest gest. Ce?" sări Mirel Nicolaescu, mai scoate unul de la pârnaie?" Dacă rețin bine, domnișoara Libelula, cu care am împărțit apartamentul acolo, folosea cuvântul în sens de închisoare." Pârnaie la gros la întristare, pri, pol la mititica la răcoare, pension sau sorbona. răsfiră competent economistul. Nu vă faceți probleme, domnilor Mirciului, că e în libertate." Englezul o privea consternat cine e? Nu izbutise să rețină numele. În sfârșit, persoana. Mutanul meu. Mirel Nicolaescu, cu o expresie tâmpă, întrebă din nou. Cine? Mutanul meu. Alaltă era plini șase ani. Spuse Melania, surprinsă că nu se sesizează lucruri atât de simple. Îmi lipsește mai mult decât și-ar putea chipui cineva. Când m-au arestat, tocmai îl sărbătoream împreună cu Lilica. Asta cine mai e? Prietena lui Mirciulică, pisica unor vecini. Cârni din nas. Nu mi-a făcut o impresie prea bună, dar sunt hotărâtă să nu mă amestec în viața lor. Important nu e, e că ei doi se înțeleg. Tolea o privea tâmpit. Ceilalți trei rămăseseră încremeniți. Englezul își reveni primul. Se interesă politicos. Unde se află acum? Aș fi fericită să știu. Dar dacă m-ați ajuta puțin... Plângea de-a binelea. Emilia plopea, nu se ridică agasată și împise cu zgomot scaunul sub masă încep să mă simt ridicolă. De ce, dragă? Economistul umflat de râs se tolă nicomod în fotoliu. Din potrivă, povestea devine din ce în ce mai captivantă. Căutăm un motan și o madonă. Ned interveni hotărât. Aș vrea să trecem la afacerile noastre. Sunt mandatarul soțului dumneavoastră într-o problemă de maximă importanță. Când a părăsit România, v-a lăsat în depozit, expresia aia parține, o statuie de aur care o reprezintă pe Sfânta Maria. Îi cercetă figura. Dacă bătrâna nu auzise niciodată de Madonna, era mai bine să o știe de la început. Reflectă că în locul lui Popa, el personal nu i-ar fi vorbit niciodată despre statuie. Mai exista însă posibilitatea ca presa de evenimente, încolțit, individul să nu fie avut altă soluție. Când îți lipsesc sitarii, mănânci mierle. Ned continuă pe același ton energic. Soțul dumneavoastră dorește să-i aduceți Madonna de aur îi întinse câteva rânduri scrise de Grigri, cel mai abil plastograf contemporan. Francezul imitase fără cusur caligrafia lui George Popa, având ca model una din ilustratele interceptate de Morton. Dragă Olga, citi bătrâna, a sosit în sfârșit momentul să ne revedem. An de zile am așteptat clipa asta. Domnul Ned Morton, prietenul meu, a aranjat astfel lucrurile ca tu și fetița noastră blondă să puteți ajunge cu bine la Paris. Te rog să-i acord toată încrederea. Sun nerăbdător să te îmbrățișez. George. Melania a răsucit hârtia între degete. Fă să zic că asta era, draga mea, o matonă de aur. Extraordinar ce nebun sunt oamenii. Dar îmi e teamă însă că și tu vei fi la fel de nebună pentru a ponta cel puțin câteva jetoane pe jocul lor. Cum își închipuie că va putea scoate peste granița așa ceva? Trebuie să te gândești bine, Melania, și pentru asta ai nevoie de mirciulică și de liniște. A trecut atâta vreme de atunci. Nu înțeleg, făcuned. Cum mi-aș putea aduce aminte așa dintr-o dată? Doar nu pretindeți că ați uitat unde ați ascuns statuia. Închipuiți-vă. Doamnă, Elania oftă spășită, mă obliga să fac mărturisiri care nu mă avantajează. Acum doi ani am avut un mic accident. Un domn foarte bine, cu studii temeinice la liceul seral, m-a confundat cu nevastă sa Deși între mine și ea există o diferență apreciabilă de vârstă." Și?" Bastonul pe care trebuia să-l primească ea în moalele capului, din ce motiva nu mi scapă, l-am simțit eu." Și?" Din clipa aceea n-aș putea afirma că memoria mea e la fel de fidelă ca înainte." Exasperant!" Bătrâna izbucni în lacrimi. În viața mea n-am fost insultată în felul acesta și nu văd de ce aș merita-o." Ned se întoarse spre ceilalți uimit. Economistul uitase să tragă din țigară și scrumul stă agățat, gata să cadă. Tolea îi întinse mașinal scrumiera. Nimeni nu și-a permis până acum să pună la îndoială afirmațiile mele. Dar bine, doamnă, nici... Nu vreau să mai aud un cuvânt, suspină, întinzând în brațele spre Nicolaescu. Mă pun sub protecția dumneavoastră, domnule. Sunt sigură că ați înțeles situația. Economistul, luat prin surprindere, bâlbâi buimac. Da, firește, cum să nu? Trebuie să mă odihnesc. Toată ziua nu m-am simțit deloc bine. Poate că devine e medicamentul acela. Stăruie zăpăceala în mintea mea. Ne a i făcut semne Emiliei și trecură în bucătărie. Nu mai la o chestie ca asta nu mă așteptam, suflă fata. Doamne sfinte, imbecilă. De acord, dar nu putem inventa alta. Las-o să se odihnească. În fond, pentru o singură zi am realizat destul. Să nu ne pripim. Dorme aici și nu slăbește o clipă din ochi. Bineînțeles, nu părăsește casa, nu telefonează nicăieri. Ce ai făcut cu serviciul? Am rezolvat de mâine dimineață într-un în concediu. Mortonui prinse brațul cu căldură. Slavă domnului, cel puțin pe dumneata mă pot bizui. Trecum în vestibul și și îmbrăcă raglanul. Melania refuză să-i întindă mâna și își țuguie buzele, abia și stăpânindu-și lacrimile. Fă schimb extrem de afabilă cu Nicolaescu și Tolea. Dacă le-a găsit pe Mirciulică, a, nici nu știți cât v-aș fi de recunoscătoare. Se despărțiră în fața blocului, Ned declară sec. Mie e tare teamă că înainte de Madonna va trebui să căutăm pisica aceea. A furisit oricât de absurd ni s-ar părea. Noapte bună. Dispăru după primul colț. Maiorul părăsi locuința într-o stare de agitație neobișnuită. Degetele îi tremurau în timp ce și încheia nasturii cămășii, iar și retulire nu-i dăduseră niciodată atâta bătaie de cap. Mușchetarii alunecaseră pe covor și, înainte de a stinge lumina, Cristescu expedie cartea supat cu lovitură furioasă de bombeu. În fața șefului său, colonelul Nasta încercă din răsputeri să-și stăpânească enervarea. Îi explică cât se poate de reverențios că el personal a albit rezolvând două dosare Melania Lupu. Am dus-o de mână până la arestul miliției. Am ascultat cheia răsucindu-se în broască și numai după aceea mi-am văzut de treabă. Nu mi-a trecut prin minte și nu mi-a cerut nimeni, căci probabil aș făcut-o și pasta să mă culc la ușă. Dacă ei au fost atât de căscați încât și... Calm, lopri colonelul zâmbind. Știi bine că băieții n-au nicio vină. Oricine ar fi oprit ambulanța văzând un om prăbușit de-a curmezișul străzii. E o capcană clasică veche de când lumea și care rămâne în continuare valabilă. Foarte bine, eu nu vreau să tai capul nimănui, dar vă rog să-mi credințați cazul al cuiva. Colonelul își ridică sprâncenele, surâdea constant. De ce, dragul meu? Cristescu a avut dintr-o dată sentimentul că nasta se amuză copios, că și înfige unghiile în carne, ținea mâinile sub birou, ca să nu îi zbucnească în hohote de râs. Încercă să-și închipuie cum ar fi privit el chestiunea din alt unghi decât al protagonistului și căpătă convingerea că nu se înșală o babă nebună și fantastică. Ea a pus gând rău nefericitului și ar fi paria discret pe șansele fiecăruia. Pentru că îi venea greu să-și tempereze glasul și repetă. Pentru că m-am săturat. Gata, mi-ajunge. Nu mă simt în stare să-i țin bătrânei. Auzi, când eram mic mi-era frică de baba Cloanța. Ei bine, mi-a trebuit să-mi albească părul ca să încerc același sentiment subtil. Și cu cât mă gândeam mai mult la ea, continuă colonelul, cu atât mă simțeam mai înspăimântat. Liniștește-te și ai să vezi cât de copilărești sunt toate aceste temeri. Ai de înfruntat o bătrână ceva mai năstrușnică decât altele, pe care o investești cu mult extraordinar. Smulge-i penele și ai să constați că ai în față o simplă infractoare. Cristescu clocotea. Urechile-i vâjâiau și urmărea greu cuvintele colonelului pene, o simplă infractoare, asta e culmea. Încă puțin și o să-mi spună că de fapt nu-i decât o simplă bătrânică sărmană care după ce se strecoară doi ani prin toate capcanele codului penal, în timp ce eu mă consum așa cam la o vadră de antinevralgice, diazepam și ciclobarbital, evadează grațios în mai puțin de 24 de ore de la arestare. Ce mare lucru, domnule, să nu exagerăm! Firește, spuse Crispat, sunt dispus să-mi ajut fără rezerve colegul pe care îl veți însărcina cu această chestiune. Ioara a doua, Ha, nu, dragul meu, în niciun caz. Scoateți din cap asemenea idei. Mi-aș putea îngădui să vă întreb de ce, dar e foarte simplu, râse colonelul și o știe toată lumea în afară de dumneata, probabil. Ai devenit specialistul nostru numărul unu în problema Melania Lupu. Locotenentul la zimioară nu se simțea tocmai sigur în legătură cu atitudinea pe care urma să o ia. Îl văzuse pe Cristescu intrând ca o vijelie la șef și era încredințat că ar putea reproduce discuția până la ultima replică. În cele din urmă adoptă o expresie diurnă așteptându-l ca de obicei în spatele mesei cafenii pe care cineva, poate predecesorul său, zgâriase un cap de elefant. De urechile clăpăuge spânzurau cercei și, după toane, locotenentului colora cu carioca roșu sau verde. Maiorul mormăi un salut și își a zvârli nervos mapa pe birou. Ce părere ai? Azimioară ridică filozofic din numeri. asta e situația. Trebuie să recunoști că e fenomenală. Eram fericit, domnule, înțelegi? Fericit, citeam. Ascultam ploaia și mă gândeam ce stofă de costum să-mi iau pentru primăvară. Asta era în capul meu ca o preocupare majoră. Și îmi pică Melania cu altă dandana. Dar nu orice fel de dandana, no. Una formidabilă ca să-mi ia piuitul. E, cuvânt am impresia că o face din adins. Ne -e norocitul ăla de Cristescu s-o fi plictisind, săracu. Ia să mă ocup eu puțin de el. Îți vine să râzi, nu-i așa? Locotenentul dă dure de din cap. Nu, mm. foarte prost. Înseamnă că n-ai umor, deși circulă zvonul prin minister, că îl învârtești pe sor din jurul degetului mic. Dă-mi o hartă. Și-a plecat trupul zvel deasupra mesei și început să traseze cu stiloul linii și cercuri. Ăsta e itinerarul ambulanței. Aici a intervenit accidentul. Hmm, un singur bec și pe el au avut grijă să-l aranjeze. Ambulanța a fost găsită la facultatea de medicină. Din punctul unde ne aflăm, asta înseamnă 15 km. Dacă prietena noastră Melania nu gonește acum pe o șosea în afara Bucureștiului sau nu zboară într-un Boeing spre Boston, unde a auzit ea că duc lipsă de gangster, atunci se află undeva în acest perimetru. Încercui cu roșu, cartierul Operetei, Rahova, Călăraș, Moșilor și Roseti. Să uită la azimioară. Simplu, nu? Doar vreo 57 de străzi. Ceva noroc să tot avem. Ormai. Am scăpat de cotrocentru mutaberei Titan. Poftim? Există o tehnologie, o psihologie a evadatului. Se ascunde cât poate mai departe de locul unde și-a abandonat ghiuleaua care i-a târnat de picior. Mă rog, vorba vine. Fii sigur că n-au parcat ambulanța vis-a-vis -vis de ascunzătoarea bătrânei. Deși când ai de face cu Melania, po, o să arunci la coș toate teoriile. Cu îndrăzneala ei nu m-ar mira să se fi strecurat în podul ministerului în apartamentul meu sau al dumitale, știind că acolo n-o să o căutăm. Locotenentul își scoase blocnotesul. Deci instituim posturi fixe și mobile de supraveghere în cartierele pe care le-ați enunțat. Bineînțeles și tot bineînțeles va fi inutil. Îți dai seama că nu o să iasă la promenadă mâine dimineață. Mobilizăm pentru moment opt oameni. Azimioară zâmbea politicos. Maiorul exagera, dar îl prefera așa decât în starea de deprimare pe care o încercase cu cinci zile în urmă, când mai căuta probe împotriva Melaniei. Întrebări discrete, reluă Cristescu. Nimic forțat. Niciun un amănunt nu-i de prisos. În momentul de față, orice fapt neobișnuit remarcat de vecini este important. Vrei să mă întreb ceva? Ai aerul că dai târcoale unei oale cu smântână, surâse. Sunt supărat pe Melania, nu pe tine, așa că nu văd de ce trebuie să mă menajezi. E o chestie aici, când Dumnezeu a avut timp să-și aranjeze evadarea. Pentru că avem de-a face cu o acțiune organizată. Categoric, la asta mă gândesc de când am primit vestea cea bună. Nu o să mă facă nimeni să cred că a combinat totul dinainte și că s-a lăsat arestată numai ca să-mi joace mie o festă, ștergând-o din pușcărie. Martorii vorbesc de trei complici. Aproape că mi-aș da o mână să știu în ce scop au eliberat-o. Pentru că în privința aceasta cel puțin eu nu am niciun dubiu. Pe Melania n-au subtilizat-o, nu ca să ascundă de acum și până la capătul zilelor într-un apartament oarecare, unde să-i se renoiască provizia de dulciuri. Au eliberat-o pentru că au nevoie de ea. Și au nevoie de ea în vederea unei lovituri unice. Femeia asta așa a vârt în cap să mă facă nocau din trei în trei zile și ei nu se lasă cu una cu două. În acest sens, ceea ce am vizionat noi până acum, dragule, e doar primotempo. tempo. Preludiul modest al unei afaceri năucitoare, cum n-am văzut, n-am întâlnit și n-am auzit noi, bunii și străbunii, și în or să o întâlnească, vadă etc. nici copiii noștri. O afacere bombă și care, evident, nu o putea să aibă altă vedetă decât pe Melania Lupu.